Calea magului, Deepak Chopra. Lecția 9. Magul trăiește într-o stare de cunoaștere. Această stare îi orchestrează propria împlinire. Câmpul conștiinței se organizează el însuși în jurul intențiilor noastre. Cunoașterea și intenția sunt forțe. Ceea ce intenționezi schimbă câmpul în favoarea ta. Intențiile comprimate în cuvinte conțin puteri magice. Magul nu încearcă să deslușească misterul vieții. El este aici ca să o trăiască. Lui Arthur i-a luat mult timp ca să aprecieze pe de-a întregul faptul că fusese instruit de un mag. Merlin îl luase în pădure la câteva ore după ce se născuse și până când nu s-a reîntors în lume după mai mulți ani, Arthur nu a înțeles curiozitatea pe care o stârnea faptul de a fi fost în preajma unui mag. Dacă l-ai întâlnit cu adevărat pe Merlin, spuneau oamenii, ce descântece te-a învățat el? Descântece? A întrebat Arthur. Adică cuvinte vrăjite, incantații, cuvintele acelea care îi dau lui Merlin puterile pe care le are, spuneau ei, gândind că Arthur trebuia să fi fost ori foarte obscuri, ori foarte amăgitor. Merlin m-a învățat despre cuvinte, spunea Arthur, încet cântărind chestiunea. El spunea că vorbele au putere, că închid secrete precum ușile ascunse care duc la pasaje subterane. Deși această explicație suna sincer, oamenii nu erau mulțumiți. Ei voiau să știe ce descântece folosea de fapt Merlin. Ei bine, răspundea Arthur, când eram copil mic, îmi amintesc că Merlin spunea, mănâncă. Când am mai crescut, spunea, mergi, iar când stăteam prea mult treaz, spunea, dormi. Din câte mi-amintesc, mâncam, mergeam sau dormeam, de fiecare dată când îmi spunea, așa că acele cuvinte trebuie să fi fost de scântece puternice, nu credeți? Nimeni nu credea. Ei plecau întrebându-se dacă acest flăcău greu de cap pe care Sir Hector îl luase pe lângă el era bun la ceva. Tălmăcirea lecției. Puterea cuvintelor stă nu în înțelesul lor de suprafață, ci în calitățile lor ascunse vederii. Fiecare cuvânt, de exemplu, conține atât cunoaștere cât și intenție. Amândouă acestea sunt calități magice, iar magia cunoașterii constă în faptul că multiplele ei învelișuri de experiență, de fapt, o istorie întreagă, pot fi împachetate în câteva silabe. Numește-ți regatul Camelot, l-a sfătuit Merlin pe băiat înainte ca acesta să plece în lume. De ce? A întrebat Arthur. Este un cuvânt nou, care nu trebuie să poarte povara istoriei, așa cum o poartă cuvântul Anglia, a răspuns Merlin. Oamenii îl vor identifica cu tine și cu cei ce se vor aduna în jurul tău. Va fi ca o piatră de temelie. Imediat ce îl vor pronunța, întregul tău regat și toate faptele lui de glorie li se vor deschide, ca atunci când vor atinge o clanță și vor deschide ușa unei încăperi pline de bogății. Și spusele ei s-au dovedit a fi adevărate. Toate cuvintele bogate din limba noastră deschid pasaje ascunse de înțelesuri și cunoaștere. Dar cea de-a doua calitate a cuvintelor, și anume intenția, este încă și mai puternică. Când Merlin, la fel ca orice părinte, îi spunea copilului său mănâncă, să meargă, să doarmă, exprima o intenție. Prin aceste cuvinte, noi toți învățăm funcțiuni importante, însă după ce le știm, nu mai este nevoie de cuvinte. Nu-ți mai spui ție însuți să mănânci, să mergi sau să dormi. Intenția cuvintelor a fost absorbită în tine și acum nu mai trebuie să ți-o reamintești. Și rezultatul dorit apare. Este într-adevăr potrivit să numim aceasta un descântec, așa cum făcea Arthur, nu? Dar pentru că odată ce intenția cuvântului a fost absorbită, descântecul a fost prins în forma unui tipar mental. Rostește în fața oricui cuvântul școală și imediat va fi declanșată amintirea experienței de a merge la școală.
Pentru cel care a fost un elev bun, cuvântul poate fi asociat cu succes sau cu faimă, iar pentru elevul slab, cu eșec și critici. Întreaga noastră viață este conținută în interiorul nostru sub forma unor tipare, ce sunt declanșate de cuvinte. Muritorii sunt împachetați în cuvinte așa cum păianjenul împachetează muștele în pânza sa, a spus Merlin. Dar în cazul acesta voi sunteți și păianjenul și musca, deoarece vă prindeți singuri în propria pânză. Este cu siguranță adevărat faptul că toți ne folosim de cuvinte pe care le rostim pentru a ne imprima obiceiuri ce fac ca viața să funcționeze în mod inconștient. Problema identificării cu numele și cu etichetele a fost deja menționată. Așa sunt, bineînțeles, toate cuvintele, dar care sunt cuvintele ce ne vor permite să ne desprindem de vechile obiceiuri și de identitatea noastră limitată? Dacă fiecare cuvânt fixează în minte un tipar, atunci orice cuvânt este limitat? Paradoxul cuvintelor, spunea Merlin, constă în faptul că trebuie să le folosești pentru a te disciplina și pentru a te instrui. A merge, a vorbi, a citi, toate sunt funcții care îi lipsesc copilului mic. Mamei și tatălui le revine sarcina de a-l educa pe copil pentru lume, iar acest lucru se face prin cuvinte. Problema constă în faptul că toate cuvintele poartă în ele și semnificații psihologice. Prin cuvinte, părinții îi fac pe copii să se simtă bine sau rău, sau să simtă că au făcut ceva corect sau greșit. Cele mai puternice vorbe pe care le poate cineva folosi sunt da și nu. Efectul acestor două silabe este acela de a crea bariere și de a sparge bariere. Tot ceea ce crezi că poți face are un da îngropat undeva, de obicei rostit de mult de un părinte sau de un educator. Tot ceea ce crezi că nu poți face are un nu îngropat undeva provenit din aceeași sursă. De ce e un paradox? A întrebat Arthur. Pentru că, deși cuvintele ne spun cine suntem, noi suntem cu mult mai mult decât pot spune ele. Nu contează cât de puternice sunt descântecele. Oamenii le pot schimba. Puterea cuvintelor poate crea ceva nou. Și nu doar limită. Magul folosește cuvintele pentru a spune da lucrurilor cărora am fost învățați să le spunem nu. La un anumit nivel, acest lucru îl face cartea de față. Alcătuiește o nouă lume de înțelesuri care să ia locul vechilor înțelesuri cu care am crescut, dar există aici o taină adâncă. Cuvintele cuprind și cunoaștere și intenție. Prin urmare, faptul de a încadra o intenție în cuvinte reprezintă primul pas de a o face să devină adevărată. Două bune exemple pentru acestea sunt rugăciunea și afirmația. A face afirmația precum sunt bun sau a te ruga lui Dumnezeu, rostite de pildă, fă astfel încât să mă vindec, înseamnă mai mult decât ați exprima verbal gândurile. Ori de câte ori un cuvânt este întărit de intenție, el intră în câmpul conștiinței ca un mesaj sau ca o cerere. Universul observă că ai o anumită dorință. Pentru ca dorințele să-ți fie împlinite, nu e nevoie de nimic altceva decât de acest lucru, pentru că puterea conștiinței universale de a calcula este infinită. Toate mesajele sunt auzite și se acționează în funcție de ele. Muritorii și magii nu sunt atât de diferiți, după cum ai putea crede, a spus Merlin. Și unul și celălalt își trimit dorințele în univers așteptând un răspuns. Dar în cazul muritorilor, mesajele sunt truncheate, confuze. Iar în cazul magului, ele sunt clare, precum cleștarul.
nicio intenție nu a fost vreodată ignorată. Dar pot exista obstacole în plinirea lor, pentru că multe conflicte sunt ascunse în ele, și anume toate conflictele inimii omului. Aplicarea lecției. A trăi această lecție înseamnă a recunoaște că orice intenția ta conduce la un anumit rezultat. Un mag este o persoană care știe precis cum să introducă o intenție și să aștepte ca ea să se întâmple. Noi, ceilalți, nu suntem la fel de conștienți. Și noi transmitem permanent intenții, dar facem acest lucru în mod inconștient. Dorințele noastre sunt hazardate, repetitive sau obsesive și prin aceasta sunt o lipsipă de energie. Voi muritorii presupuneți că trebuie să munciți pentru ca visurile voastre să devină adevărate, spunea Merlin. De fapt, cea mai mare parte din munca pe care o faceți vă împiedică visurile să devină realitate. Din punctul de vedere al unui mag, cu cât se cheltuiește mai puțin efort, cu atât e mai bine. În învățăturile lor, magii le arată discipolilor cum să gândească într-un mod mai ordonat, mai conștiincios și mai eficient. Pentru a gândi astfel, trebuie mai întâi să elimini obiceiurile de gândire care obstrucționează capacitatea universului de a-ți împlini dorințele. Imaginează-ți că mintea ta este un transmițător de unde radio ce bombardează universul cu mesaje. Dacă stai liniștit, să-ți observi mintea, vei descoperi că este plină de semnale amestecate. Vrem să realizăm anumite lucruri, dar față de acestea avem și îndoieli. Nu suntem siguri în ce fel de persoană vrem să ne transformăm. Mintea este plină de repetiții fără sens într-un mod similar. S-a estimat că 90% din gândurile care îi trec prin cap unui om într-o zi sunt aceleași cu gândurile din ziua anterioară. Acest lucru se întâmplă din cauza că suntem cu toții creaturi ale obișnuinței, îngrijorării, obsesiei. În ultima instanță, mintea este plină de urme inconștiente ce duc înapoi în adâncurile memoriei infantile. Poate că tu nu îți îndrepți atenția decât spre conștient, spre gândurile voluntare, dar în fundal, mintea inconștientă este tulburată de speranțele neîmplinite, de vechile temeri și dorințe, pe scurt, de toate lucrurile care nu păreau să devină reale în trecut. Intențiile sunt simple dorințe, iar dorințele sunt legate de ceea ce ai nevoie. Prin urmare, această activitate a minții care nu a avut parte de împlinire este compusă din vechi nevoi care nu au fost împlinite. De mii de ori în trecut ai gândit vreau sau doresc sau sper, dar nimic nu a părut să se întâmple ori s-au întâmplat lucruri mai puțin dorite. Îmi doresc să-ți pot curăța creierul, a murmurat odată Merlin, când Arthur a acționat într-un mod confuz. Gândirea ta ar trebui să fie ca un râu limpede. În schimb, e ca un război. De ce nu poți să-mi cureți creierul? A întrebat Arthur cu inocență. Pentru că tot ceea ce este în tine, ești tu, a spus Merlin. Te-ai transformat în toate acele conflicte vechi ce se repetă și nu vor dispărea până când tu nu te vei schimba. Primul pas către schimbare este recunoașterea. Recunoaște că ai cel puțin câteva speranțe și dorințe care au devenit realitate. Pe neașteptate, fără să fi făcut nimic, oamenii ți-au dat telefon chiar atunci când aveai nevoie să vorbești cu ei. Ai primit un ajutor venit dintr-un ținut nevăzut, rugăciunile ți-au fost ascultate. Toate acestea se întâmplă în eter. Atunci când ai o intenție și o trimiți în spațiu conștiinței universale, de fapt, vorbești cu tine însuți aflat într-o altă formă. Tu, cel ce emiți mesajul, ești un individ care trăiește aici, în timp și în spațiu, dar ești de asemenea și cel ce receptează mesajul. Tu, ca un sine mai înalt, dominând peste identitatea ta spațiotemporală. Și încă mai mult, tu ești și mediul
prin care se transmite mesajul, conștiința pură însăși. Pentru a vedea cu adevărat, trebuie să te vezi ca având aceste trei caracteristici. Ești emițător, receptor și mediu. Există multe variații pe această temă. Tu ești dorința, cel ce dorește și cel ce aprobă dorințele. Ești observatorul, cel observat și procesul observării. Această întreită stare este cunoscută ca unitate. Așa că a transmite o intenție în eter și a primi un răspuns nu este un lucru pentru care să muncești să-l dobândești. În natura ta unificată, împlinirea intențiilor este tot ceea ce faci. Cu asta te ocupi tot timpul. Nu există un singur gând al tău căruia să nu-i fi transmis înapoi un anume rezultat. Problema este că noi toți trecem cu vederea rezultatele, care sunt prea subtile și nu se potrivesc imediat cu scopurile noastre, nu coincid cu judecățile egoului nostru despre ceea ce ar trebui să se întâmple. Voi muritorii trăiți într-o lume a lui ar trebui și a lui ce-ar fi dacă, a spus Merlin. Eu trăiesc în lumea a ceea ce este. Când înveți să-ți liniștești mintea și să-ți o purifici de toate conflictele ei îndelung păstrate, ți se va dezvălui simpla realitate a modului în care funcționează universul. Ceea ce este. Vom vorbi mai mult despre acest subiect în partea a treia a cărții. Deocamdată să ne facem zilnic puțin timp pentru a observa conținuturile minții noastre. Acest act de observare, deși foarte simplu, constituie unul dintre cei mai importanți pași pe drumul spre schimbare. Ceea ce nu vezi, nu poți schimba. Egoului tău s-ar putea să nu-i placă să admită faptul că ești plin de conflicte, de tăgăduiri, de intenții amestecate, de rușine, de vinovăție și de toate celelalte confuzii care întunecă mintea și o împiedică să vadă realitatea ceea ce este. De fapt, egoul se mândrește cu iscuțința lui de a-ți ascunde aceste lucruri sub pretextul că vei avea parte de durere când vei privi la greșelile, eșecurile și păcatele tale. Cel de-al doilea pas constă în a învăța cum să-ți împlinești intențiile. Pașii sunt în întregime firești, dar trebuie învățați. Lasă la o parte egoul cu toate așteptările și anticipările lui. În loc să ai sentimentul că trebuie să controlezi rezultatele intențiilor tale, fii sigur că universul va face munca în locul tău. Trimite intenția în spațiu etern. Cu cât conștientizarea ta este mai largă, cu atât semnalul pe care îl trimiți va fi mai clar. În cele din urmă, fiți liniștiți și natural în ceea ce privește acest întreg proces. Când toți cei trei pași vor fi făcuți, intenția ta va pătrunde în câmpul conștiinței, care acționează asemenea unei matrice pentru a conecta gândul tău individual la tot ceea ce există. Curgerea lină către un rezultat nu va fi împiedicată sau obstrucționată de anxietățile și de atașamentele egoului temător. Cu adevărat, nu întunericul minții este păcat. Amintește-ți întotdeauna, l-a atenționat Merlin pe Arthur, că Dumnezeu nu judecă, doar mintea judecă. Dumnezeu vorbește și Dumnezeu dorește ca fiecare persoană să-și împlinească toate dorințele dragi. Aceasta este starea noastră naturală. Pentru că noi suntem creatorii propriei noastre realități. Lecția 10. Cu toții avem un sine umbrit care face parte din întregul realității noastre. Umbra nu există pentru a te vătăma, ci pentru a-ți arăta zona în care ești incomplet. Umbra poate fi vindecată atunci când este acceptată. Când ești vindecată, când este vindecată, se transformă în iubire. Când poți trăi cu toate calitățile tale opuse, atunci îți trăiești sinele total, asemeni unui mag
Tu nu par să te simți niciodată singur, remarcă odată Arthur cu privire la Merlin. Tonul vocii lui era melancolic. Magul îl privi atent. Nu, pentru că este imposibil să fii singur. Poate în ceea ce te privește, dar... Beatul se opri strigând, strângând din buze. Însă sentimentele îl biruiră și izbucni. Este chiar foarte posibil să fii singur. Nu mai există nimeni în aceste păduri în afară de tine și de mine și chiar dacă te iubesc ca pe un tată, să știi că există însă clipe când, fără a mai ști ce să zică, Arthur se opri. Este imposibil să fii singur, repetă Merlin mai ferm. Curiozitatea birui în fața celorlalte sentimente ale lui Arthur, care spuse, nu văd cum. Ei bine, există două categorii de ființe pe care tu și eu trebuie să le luăm în considerare în această privință. Începu Merlin. Magii și muritorii. Muritorilor le este imposibil să fie singuri, deoarece există o mulțime de personalități care se luptă în interiorul lor. Magilor le este imposibil să fie singuri, pentru că nu au nici o personalitate în interiorul lor. Nu înțeleg. Cine este în mine, în afară de mine însumi? Mai întâi, trebuie să te întrebi, ce este acel ceva pe care îl numești tu însuți? În ciuda sentimentului că ai fi o persoană unică, tu ești o alcătuire de mai mulți oameni, iar multele tale personalități nu se înțeleg niciodată între ele. De fapt, mai niciodată. Ești divizat în zeci de fracțiuni, fiecare luptându-se să-și ocupe trupul. Toți oamenii sunt așa? Întreabă băiatul. O, da. Până când nu îți vei găsi calea spre libertate, vei fi ținut ostatic de conflictul dintre personalitățile tale. Din experiența mea, muritorii întotdeauna dirijează războaie interioare care implică oricare fracțiune posibilă. Facțiune posibilă. Și totuși eu tot mă simt ca și cum aș fi o singură persoană, protestă Arthur. Nu pot să fiu de acord, răspunse Merlin. Sentimentul că ești o singură persoană s-a născut din obișnuință. Poți la fi de ușor să te vezi în felul în care te-am descris. Calea mea este mai adevărată, pentru că explică de ce muritorii sunt atât de fragmentați și în opoziție cu magul. De fapt, este atât de obositor să întâlnești un muritor, încât deseori am impresia că vorbesc cu un sat întreg, nu cu o alcătuire de carne și oase. Băiatul privea dus pe gânduri. Atunci, de ce mă simt atât de singur? Pentru că, să-ți spun adevărul, stăpâne, așa mă simt. Merlin îl privi cu atenție. Ar fi de mirare cu toți aceia care se luptă să-ți ocupe trupul. Să poți fi măcar o singură clipă, singur. Dar am ajuns la concluzia că singurătatea există tot atâta vreme cât există și ceilalți oameni. Cât timp există eu și tu, va exista și un sentiment de separare. Iar unde este separare, trebuie să existe izolare. Ce este oare singurătatea dacă nu un alt nume pentru izolare? Dar vor exista mereu alți oameni pe lume? A protestat Arthur. Ești sigur de asta? I-a răspuns Merlin. Vor exista mereu oameni. Asta este mai presus de îndoială, dar vor fi ei mereu alți oameni? Așteaptă până când vei ajunge la capătul căii magului. Și atunci, să-mi spui ce simți. Tărmăcirea lecției. Atunci când privești atent înăuntrul tău, descoperi că există multe personalități care se luptă pentru a-ți folosi trupul. De exemplu, conflictul dintre bine și rău dă naștere la două personalități numite sfânt și păcătos. Ele nu încetează nici când să se certe, o parte sperând mereu că va fi destul de bună pentru a-i plăcea lui Dumnezeu, iar cealaltă simțind mereu porniri rele, care nu pot fi totdeauna înfrânate. Apoi există acele roluri cu care te identifici,
copil, părinte, frate, soră, bărbat, femeie, fără a mai menționa și profesia, doctor, avocat, preot, educator. Fiecare dintre aceste roluri vine cu o anumită pretenție în interiorul tău, străduindu-se să le readucă la tăcere pe celelalte pentru a-și fixa în gustul său punct de vedere. Nici n-am amintit de sentimentul național sau de identitate religioasă. Acestea doar și pot cauza necazuri nesfârșite. Aceste personalități sunt de obicei în conflict. Ceea ce numim fericire este starea în care cea mai mare parte a conflictelor s-a stins. Când te-ai născut, războiul acesta nu începuse, deoarece bebelușii nu au dorințe aflate în conflict. Nu există voce ale binelui și voce ale răului, de pildă, până când copilul nu e de ajuns de mare ca să învețe aceste concepte de la părinți. Nu poți deveni mag până când nu gândești din nou ca un copil, spuse Merlin. Cum gândești de un copil? Întreabă Arthur. Simțind. Mai ales, copilul simte când este foame sau când este somn. Atunci când apar diferite senzații, copilul poate simți care dintre ele îi aduce plăcere sau durere și le răspunde în funcție de acest lucru. El nu este inhibat când vine vorba de căutarea plăcerii și de evitarea durerii. Nu văd nimic neobișnuit aici, spuse Arthur. Bebelușii nu fac altceva decât să plângă sau să zâmbească, să se hrănească sau să doarmă. Mulți muritori ar fi norocoși să facă asta după ce au devenit oameni mari, murmură Merlin. A te afla în lume într-o stare de mulțumire reprezintă o împlinire adevărată. Instinctul inocent al unui nou născut în ceea ce privește senzațiile bune și senzațiile rele se pierde repede. În interior încep să apară mai multe voci, mai întâi cea a mamei, care spune da și nu. Copil bun și copil rău. Când da, nu, bun și rău sunt de acord cu ceea ce dorește copilul, nu apare nicio vătămare. Însă conflictul între nevoile copilului și așteptările părinților apare în mod inevitabil. Lumea interioară și lumea exterioară se ciocnesc. Curând, semințele sentimentului de vină și rușine sunt plantate, temperamentul neînfricat al noului născut devine mânjit de frică. Copilul învață să se îndoiască de instinctele sale. Pornirea lăuntrică, ce spune, asta vreau, se transformă în întrebare. Este bine dacă vreau asta? Ne petrecem toată viața căutând această stare de acceptare de sine cu care ne-am născut. De-a lungul anilor, întrebările se înmulțesc și în grotele secrete și în cămările întunecate ale sufletului adunăm atâta îndoială, rușine, vinovăție, cât putem. Aceste sentimente rămân vii, oricât de adânc am încercat să le ascundem. Toate conflictele interioare pe care găsim că e atât de greu să le aplanăm, ne duc înapoi, la umbra sinelui. Este interesant aici, la curte, a spus odată Merlin în fața lui Arthur, după ce acesta a ajuns să se rege. Nu mi-am dat seama că toți muritorii au aceeași slujbă. Așa să fie, a întrebat Arthur. Și care ar fi ea? De temnicer, a răspuns Merlin, refuzând să mai adauge ceva cu privire la acest subiect. În ochii unui mag, suntem cu toții temniceri ai umbrelor noastre. Mintea inconștientă este închisoarea unde sunt închise energiile nedorite, nu pentru că așa ar trebui să fie, ci pentru că am fost impregnați de-a lungul anilor de da și nu, de bine și de rău. După ce a cântărit cuvintele lui Merlin cu privire la faptul de a fi temnicer, Arthur s-a dus la el și a spus: nu vreau să fie altfel. Să fie astfel. Nu vreau să fie astfel. Cum mă pot schimba? Nimic mai ușor, a răspuns Merlin. Pur și simplu, dă-ți seama că joci ambele roluri. Și pe cea de prizonier și pe cea de temnicer.
Dacă tu reprezinți ambele fațete ale monedei, atunci înseamnă că trebuie să nu fii nici una, nici alta, pentru că ele se anulează una pe alta. Dă-ți seama de aceasta și fii liber. Dar nu știu cum, a protestat Arthur. Cum pot să-mi găsesc umbra de care vorbești? Ascultă doar, ca și prizonierii. Ea îți transmite un mesaj prin bătăi în peretele celulei. Umbra este doar un alt rol sau o altă identitate pe care o purtăm în noi, dar nu este una pe care o arătăm în public. Cea mai mare parte a timpului, umbra este prea jenantă sau temătoare pentru a ieși în lumina zilei. Dar există. Dar nu există nicio îndoială că ea există. Pentru că fiecare dintre noi și-a inventat o umbră proprie, o mască, a cărei sarcină este aceea de a purta toate energiile pe care n-am putut să le descărcăm. Pentru un nou născut, problema de a-și înfrâna sentimentele rele sau nesănătoase nu există. Imediat ce introduci ceva negativ în mediul înconjurător al unui copil mic, el va plânge sau îi va face vânt. Aceasta este o reacție foarte sănătoasă, deoarece exprimându-se atât de liber, copilul descarcă energiile care altfel s-ar agăța de el. Pe măsură ce creștem, învățăm că nu este întotdeauna potrivit să ne lăsăm în voia unor exprimări spontane, în numele politeței, al tactului, ca să arătăm că ne cunoaștem locul sau pentru a face ceva ceea ce ne-au spus părinții. Fiecare dintre noi învață să-și rețină energiile negative. Devenim încărcați ca niște baterii, cu vieți din ce în ce mai strict ordonate, până când devenim adulți, ajungem să ținem în noi furii, resentimente, frustrări vechi de ani de zile. Încă, și mai rău, am uitat instinctul de a ne descărca bateriile. Într-o zi vei deveni foarte interesat să vezi cât de mult semeni cu o bombă, i-a spus Merlin lui Arthur. Ce e aceea o bombă? Dacă ai trăi invers timpul, singurul mod inteligent de a trăi, ai ști. Merlin căzu o clipă pe gânduri. Uite, imaginează-ți o bășică de porc pe care o umfli până când pocnește. Bomba funcționează după același principiu, doar că ea pocnește atât de tare încât ucide oameni. Dumnezeule, și acest lucru nu poate fi împiedicat să se întâmple? Întreabă alarmat Arthur. Nu, nu înțelegi. Bombele explodează pentru a ucide oameni. Asta este rolul lor. Am adus vorba despre ele doar pentru că bombele seamănă mult cu muritorii, care sunt gata să explodeze. Explozia unui șrapnel, așa se va numi unul dintre materialele explozive, seamănă foarte mult cu explozia unei furii care se manifestă. Într-adevăr, dacă oamenii ar putea exploda și omorâ oameni fără frică de represalii, mulți dintre ei ar face astfel. Aplicarea lecției. A pune capăt războiului dinăuntrul tău înseamnă a pune capăt conflictului dintre toate personalitățile tale. Îți poți elibera sinele umbrit de povara energiilor reținute din trecut, creând condiții pentru pacea interioară, deoarece frica de a fi rănite este cea care face ca vocile tale interioare să nu aibă încredere una în cealaltă. Dar nu poți găsi o soluție pentru această tensiune până când nu vei cunoaște din ce sunt alcătuite personalitățile tale lăuntrice. Personalitățile sunt alcătuite întotdeauna din același lucru, din vechi energii atașate memoriei. De pildă, să zicem că îți amintești cum ai fost pedepsit pe vremea când erai copil pentru lucruri pe care nu le-ai făcut. Energia resentimentului sau a sentimentului de injustiție va fi atașată memoriei și vei începe să construiești un fragment de personalitate, copilul plin de resentimente care va dăinui până când energia va fi eliberată. Copilul plin de resentimente din interior este doar o porțiune de memorie ce așteaptă să-și descarce energia reținută. Până când această descărcare nu va avea loc, energia nu va fi deblocată.
deoarece amintirile tale se asociază atât unor întâmplări fericite, cât și unora dureroase, personalitățile lăuntrice apar în forme plăcute și neplăcute. Este plăcut să-ți amintești cum ai fost răsplătit pentru că ai făcut o treabă bună. Este neplăcut să-ți amintești cum a fost când ai fost criticat. Dar aceste amintiri opuse nu se anulează una pe alta. Ele își păstrează integritatea și se află în conflict cu cele opuse. Este natura fiecărei judecăți să spună, am dreptate, chiar și atunci când experiența următoare o contrazice cu totul. Critica sau pedeapsa nemeritată vor rămâne și vor repeta același scenariu la nesfârșit, deși în următorul compartiment o altă energie își va exprima punctul de vedere în legătură cu o răsplată meritată. Poți intra cu ușurință în legătură cu aceste energii reținute. Stai un moment singur, cu tine însuți, într-o încăpere liniștită. Respiră ușor, fără a schimba ritmul respirației, observă doar cursul ei liniștit. Nu merge mai departe până când respirația ta nu devine ușoară și ritmică. Când devine așa, încearcă să-ți amintești un incident extrem de neplăcut din trecut, unul care implică emoții negative puternice, precum rușinea, umilința, vinovăția. Să spunem că ai fost prins trișând la un examen sau furând. Nu contează dacă incidentul a fost mic sau serios, ci dacă a fost urmat de o emoție de durat. Adu-ți în minte imaginea vie a acelui incident și încearcă să retrăiești sentimentele care l-au însoțit. Acum observă-ți respirația. Nu mai este atât de ușoară. În funcție de tipul de emoție pe care o chemi în amintire, respirația ta va deveni inegală sau superficială. S-ar putea chiar să gâfâi sau să ții respirația. Aceste schimbări arată faptul că respirația este o oglindă a procesului de gândire și în special a oricărei emoții reamintite. Experimentez trei componente despre care am mai vorbit. Amintire, energie și atașare. Când toate aceste trei se unesc, obții începutul unei subpersonalități. Toate subpersonalitățile vor același lucru, să se exprime prin tine. Copilul care plânge, copilul singur, adolescentul frustrat, îndrăgostitul plin de speranțe, cel ce muncește cu ambiție, toți vor să prindă viață prin tine. Și așa și fac, într-un anumit fel. Nici o personalitate nu își găsește vreodată împlinirea completă de una singură. Prin urmare, fiecare trebuie să facă larmă pentru a-și găsi un loc sub soare sau în întunericul umbrei. Conflictul ce apare este cel care face ca viața omului să fie atât de ambiguă, atât de plină de lumină și de întuneric. Magul trăiește doar în lumină. Asemenea unui copil, magul nu-și reține energia, eliberându-și toate atașamentele memoriei ce alimentează războiul lăuntric. Magul a trecut dincolo de personalitate pentru a locui în conștiință pură. Calea ce ne duce de la starea de muritor la starea de mag poate părea misterioasă, dar de fapt este complet naturală. Nu este nevoie decât de acel echilibru pe care cursul vieții este perfect capabil să-l păstreze. Există multe căi de a echilibra vechile energii. Una dintre cele mai puternice este de a recunoaște pur și simplu că ele există. În loc să negi faptul că simți rușine, vină, de pildă privește la tine însuți și spuneți: mă simt astfel. Deseori acest moment de conștientizare de sine este de ajuns, deoarece în ultimă instanță, prin tăgăduirea ta, toate energiile sunt prinse ca într-o capcană. Depășește tăgăduirea și jumătate din bătălie e câștigată. Recunoașterea este o formă de acceptare de sine. Nu trebuie să spui: este în regulă dacă simți rușine sau vinovăție, pentru că de fapt tu vrei să scapi de aceste energii, nu să le perpetuezi. Dar este bine dacă spui: am aceste sentimente. Ele sunt reale. Una dintre cele mai eficiente tehnici pentru a depăși tăgăduirea este încă o dată folosirea respirației. Stai jos într-o încăpere liniștită și relaxează-te.
Trage acum aer în piept, cum vrei, superficial sau profund, apoi expiră-l firesc. Nu impune niciun ritm sau efort, doar respiră. S-ar putea să-ți dai seama că oftezi, gâfâi. Este în regulă. Acum inspiră încă o dată și lasă din nou aerul să iasă, fără a-l forța sau a-l reține. În timp ce continui să respiri astfel, lasă orice emoție sau imagine care îți vine în minte să se ridice la suprafață. Acest proces poate fi ajutat dacă îți concentrezi atenția asupra inimii și asupra oricărei alte părți a trupului unde simți ceva, unde locuri ale trupului sunt strâns asociate cu emoțiile. Pe măsură ce continui acest exercițiu, energiile tale reținute vor începe să curgă în afară. Simptomele acestei descărcări ar putea include amintiri cețoase, umbroase, de sentimente sau chiar exprimări puternice ale emoțiilor, precum plânsul. Dacă sentimentele devin prea puternice, oprește exercițiul și odihnește-te cu ochii închiși puțin, timp de 5 minute. Mulți oameni au atât de multă energie depozitată încât adorm imediat când practică acest fel de respirație. Este sentimentul unei profunde oboseli reținute care se eliberează în corpul tău. Dacă nu simți nicio eliberare de energie sub forma pe care ți-am descris-o, înseamnă că îți folosești mintea pentru a o reține. Mintea poate fi depășită prin schimbarea ușoară a respirației. Încearcă să gâfâi destul de repede. Respirația aceasta rapidă, de suprafață, ritmică, va distrage mintea conștientă și va lăsa energiile să se scurgă dincolo de ea. Poți practica acest gen de respirație timp de un minut sau două, nu mai mult, pentru că eliberarea energiilor poate deveni lesne prea puternică. Acest exercițiu poate fi repetat pentru a da afară vechile energii reținute, dar este de asemenea foarte folositor pentru a învăța să te descarci de orice emoție sau sentiment nou pe care vrei să-l scoți în afară. La fel ca oricare altă trăsătura ta, umbra vrea să se exprime și să devină liberă. Iar primul pas constă în a găsi o cale naturală, confortabilă de eliberare a energiilor negative și de a nu le ține depozitate în cavernele ascunse ale minții. Lecția 10. Cu toții avem un sine umbrit care face parte din întregul realității noastre. Umbra nu există pentru a te vătăma, ci pentru a-ți arăta zona în care ești incomplet. Umbra poate fi vindecată atunci când este acceptată. Când este vindecată, se transformă în iubire. Când poți trăi cu toate calitățile tale opuse, atunci îți trăiești sinele total asemeni unui mag. Tu nu pari să te simți niciodată singur, remarcă odată Arthur cu privire la Merlin. Tonul vocii lui era melancolic. Magul îl privi atent. Nu, pentru că este imposibil să fii singur. Poate în ceea ce te privește, dar... Băiatul se opri, strângând din buze, însă sentimentele îl biruiră și izbucni. Este foarte posibil să fii singur. Nu mai există nimeni în aceste păduri în afară de tine și de mine. Și chiar dacă te iubesc ca pe un tată, există clipe când, fără a mai ști ce să zică, Arthur se opri. Este imposibil să fii singur, repetă Merlin mai ferm. Curiozitatea birui în fața celorlalte sentimente ale lui Arthur, care spuse: nu văd cum. Ei bine, chiar dacă două categorii de ființe pe care tu și eu trebuie să le luăm în considerare în această privință, începu Merlin, magii și muritori. Muritorilor le este imposibil să fie singuri, deoarece există o mulțime de personalități care se luptă în interiorul lor.
Magilor le este imposibil să fie singuri pentru că nu au nicio personalitate în interiorul lor. Nu înțeleg. Cine este în mine în afară de mine însumi? Mai întâi trebuie să te întrebi ce este acel ceva pe care îl numești tu însuți. În ciuda sentimentului că ai fi o persoană unică, tu ești o alcătuire de mai mulți oameni. Iar multele tale personalități nu se înțeleg întotdeauna între ele. De fapt, mai niciodată. Ești divizat în zeci de fracțiuni, fiecare luptându-se să-ți ocupe trupul. Toți oamenii sunt așa? A întrebat băiatul. O, da. Până când nu îți vei găsi calea spre libertate, vei fi un ostatec. Vei fi ținut ostatic de conflictul dintre personalitățile tale. De exemplu, din experiența mea, muritorii întotdeauna dirijează războaie interioare, care implică oricare fracțiune posibilă. Și totuși, eu tot mă simt ca și cum aș fi o singură persoană, protestă Arthur. Nu pot să fiu de acord, răspunse Merlin. Sentimentul că ești o singură persoană s-a născut din obișnuință. Poți la fi la fel de ușor să te vezi în felul în care te-am descris. Calea mea este mai adevărată pentru că explică de ce muritorii sunt atât de fragmentați și în opoziție cu magul. De fapt, este atât de obositor să întâlnești un muritor încât deseori am impresia că vorbesc cu un sat întreg și nu cu o alcătuire de carne și oase. Băiatul privi dus pe gânduri. Atunci, de ce mă simt atât de singur? Pentru că, să-ți spun adevărul, stăpâne, așa mă simt. Merlin îl privi scrutător. Ar fi de mirare, cu toți aceia care se luptă să-ți ocupe trupul, să poți fi măcar o singură clipă singur. Dar am ajuns la concluzia că singurătatea există tot atâta vreme cât există și ceilalți oameni. Cât timp există eu și tu, va exista și un sentiment de separare, iar unde este separare, trebuie să existe izolare. Ce este oare singurătatea, dacă nu un alt nume pentru izolare? Dar vor exista mereu alți oameni pe lume, a protestat Arthur. Ești sigur de asta? I-a răspuns Merlin. Vor exista mereu oameni. Asta e mai presus de îndoială. Dar vor fi ei mereu alți oameni? Așteaptă până când vei ajunge la capătul căii magului și atunci să-mi spui ce simți. Tălmăcirea lecției. Atunci când privești atent înăuntrul tău, descoperi că există multe personalități care se luptă pentru a-ți folosi trupul. De exemplu, conflictul dintre bine și rău dă naștere la două personalități numite sfânt și păcătos. Ele nu încetează nici când să se certe, o parte sperând mereu că va fi destul de bună pentru a-i plăcea lui Dumnezeu, iar cealaltă simțind mereu porniri rele care nu pot fi întotdeauna înfrânate. Apoi există alte roluri cu care te identifici, de copil, de părinte, de frate, de soră, de bărbat, de femeie, fără a mai menționa și profesia, doctor, avocat, preot, educator. Fiecare dintre aceste roluri vine cu o anumită pretenție în interiorul tău, străduindu-se să le reducă la tăcere pe celelalte pentru a-și fixa în gustul său punct de vedere. Nici n-am amintit de sentimentul național și de identitatea religioasă, acestea doar îți pot cauza necazuri nesfârșite. Aceste personalități sunt de obicei în conflict. Ceea ce numim fericire este starea în care cea mai mare parte a conflictului s-a stins. Când te-ai născut, războiul acesta nu începuse, deoarece bebelușii nu au dorințe aflate în conflict. Nu există voce ale binelui și voce ale răului. De pildă, până când copilul nu e îndeajuns de mare ca să învețe aceste concepte de la părinți. Nu poți deveni mag
până când nu gândești din nou ca un copil, spuse Merlin. Cum gândește un copil? Întreabă Arthur. Simțind, mai ales. Copilul simte când este foame sau când este somn. Atunci când apar diferite senzații, copilul poate simți care dintre ele îi aduce plăcere sau durere și le răspunde în funcție de acest lucru. El nu este inhibat când vine vorba de căutarea plăcerii și de evitarea durerii. Nu văd nimic neobișnuit aici, spuse Arthur. Bebelușii nu fac altceva decât să plângă și să zâmbească, să se hrănească sau să doarmă. Mulți muritori ar fi norocoși să facă asta după ce au devenit oameni mari, spuse Merlin. A te afla în lume într-o stare de mulțumire reprezintă o împlinire adevărată. Instinctul inocent al unui nou născut, în ceea ce privește senzațiile bune și senzațiile rele, se pierde repede. În interior încep să apară mai multe voci, mai întâi cea a mamei, care spune da și nu, copil bun, copil rău. Când da, bun și rău sunt în acord cu ceea ce dorește copilul, nu are nicio vătămare. Însă conflictul este între nevoile copilului și așteptările părinților, apar în mod inevitabil. Lumea interioară și lumea exterioară se ciocnesc. Curând, semințele sentimentului de vină și rușine sunt plantate, temperamentul neînfricat al noului născut devine mânjit de frică. Copilul învață să se îndoiască de instinctele sale. Pornirea lăuntrică ce spune asta vreau se transformă în întrebarea: este bine dacă vreau asta? Ne pretecem toată viața căutând acea stare de acceptare de sine cu care ne-am născut. De-a lungul anilor, întrebările se înmulțesc și în grotele secrete și în cămările întunecate ale sufletului. Adunăm atâta îndoială, rușine, vinovăție, câtă putem. Aceste sentimente rămân vii, oricât de adânc am încercat să le ascundem. Toate conflictele interioare pe care le găsim, e atât de greu să le aplanăm, ne duc înapoi la umbra sinelui. Este interesant aici, la curte, a spus odată Merlin în fața lui Arthur, după ce acesta a ajuns să se rege. Nu mi-am dat seama că toți muritorii au aceeași slujbă. Așa să fie, a întrebat Arthur. Și care ar fi aceea? De temnicer, a răspuns Merlin, refuzând să mai adauge ceva cu privire la acest subiect. În ochii unui mag suntem cu toții temniceri ai umbrelor noastre. Mintea inconștientă este închisoarea unde sunt închise energiile nedorite. Nu pentru că așa ar trebui să fie, ci pentru că am fost impregnați de-a lungul anilor de da, nu, bine, rău. După ce cântărim cuvintele lui Merlin cu privire la faptul de a fi temnicer, Arthur s-a dus la el și i-a spus: nu vreau să fie astfel. Cum mă pot schimba? Nimic mai ușor, a răspuns Merlin. Pur și simplu dă-ți seama că joci ambele roluri, și pe cel de prizonier și pe cel de temnicer. Dacă tu reprezinți ambele fețe ale monedei, atunci înseamnă că trebuie să nu fii nici una, nici alta, pentru că ele se anulează una pe cealaltă. Dă-ți seama de acest lucru și fii liber. Nu știu cum, a protestat Arthur. Cum pot să-mi găsesc umbra de care vorbești? Ascultă doar. Ca și prizonierii, ea îți transmite un mesaj prin bătăi în peretele celulei. Umbra este doar un alt rol sau o altă identitate pe care o purtăm cu noi, dar nu este una pe care o arătăm în public. Cea mai mare parte a timpului, umbra este prea jenantă sau temătoare pentru a ieși la suprafață, la lumina zilei. Dar nu există nicio îndoială că ea există, pentru că fiecare dintre noi și-a inventat o proprie umbră, o mască, a cărei sarcină este aceea de a purta toate energiile pe care n-am putut să le descărcăm. Pentru un nou născut, problema de a-și înfrâna sentimentele rele sau nesănătoase nu există. Imediat ce introduci ceva negativ în mediul înconjurător al unui copil mic, el va plânge sau îi va face vânt. Aceasta este o reacție foarte sănătoasă, deoarece exprimându-se atât de liber, copilul descarcă energiile care astfel s-ar agăța de el.
Pe măsură ce creștem, învățăm că nu este întotdeauna potrivit să ne lăsăm în voia unor exprimări spontane. În numele politeței și al tactului, ca să arătăm că ne cunoaștem locul sau pentru a face ceea ce ne-au spus părinții, fiecare dintre noi învață să-și rețină energiile negative. Devenim încărcați ca niște baterii, cu vieți din ce în ce mai strict organizate, până când deveniți adulți, ajungem să ținem în noi furii, resentimente, frustrări vechi de ani de zile, încă și mai rău, am uitat instinctul de a ne descărca bateriile. Într-o zi vei deveni foarte interesat să vezi cât de mult semeni cu o bombă, i-a spus Merlin. Ceea ce e o bombă? Dacă ai trăi invers timpul, singurul mod inteligent de a trăi, ai ști. Merlin căzu o clipă pe gânduri. Imaginează-ți o beșică de porc pe care o umfli până când pocnește. Bomba funcționează după același principiu, doar că ea pocnește atât de tare încât ucide oameni. Dumnezeule, și acest lucru nu poate fi împiedicat să se întâmple? Întrebă alarmat Arthur. Nu înțelegi. Bombele explodează pentru a ucide oameni. Asta este rolul lor. Am adus vorba despre ele doar pentru că bombele seamănă mult cu muritorii care sunt gata să explodeze. Explozia unui șrapnel, așa se va numi unul dintre materialele explozive, seamănă foarte mult cu explozia unei furii care se manifestă. Într-adevăr, dacă oamenii ar putea exploda și omorâ oameni fără frică de represalii, mulți dintre ei ar face astfel. Aplicarea lecției. A pune capăt războiului dinăuntrul tău înseamnă a pune capăt conflictului dintre toate personalitățile tale. Îți poți elibera sinele umbrit de povara energiilor reținute din trecut, creând condiții pentru pacea interioară, deoarece frica de a fi rănite este cea care face ca vocile tale interioare să nu aibă încredere una în alta. Dar nu pot găsi o soluție pentru aceste tensiuni până când nu vei cunoaște din ce sunt alcătuite personalitățile tale lăuntrice. Personalitățile sunt alcătuite întotdeauna din același lucru, adică vechi energii atașate memoriei. De pildă, să zicem că îți amintești cum ai fost pedepsit pe vremea când erai copil pentru lucruri pe care nu le-ai făcut. Energia resentimentului sau a sentimentului de injustiție va fi atașată memoriei și vei începe să construiești un fragment de personalitate, copilul plin de resentimente, care va dăinui până când energia va fi eliberată. Copilul plin de resentimente din interior este doar o porțiune de memorie ce așteaptă să-și descarce energia reținută. Până când această descărcare nu va avea loc, energia nu va fi deblocată. Deoarece amintirile tale se asociază atât unor întâmplări fericite, cât și unora dureroase, personalitățile lăuntrice apar în forme plăcute și neplăcute. Este plăcut să-ți amintești cum ai fost răsplătit pentru că ai făcut o treabă bună. Este neplăcut să-ți amintești cum ai fost criticat. Dar aceste amintiri opuse nu se anulează una pe alta. Ele își păstrează integritatea și se află în conflict cu cele opuse. Este în natura fiecărei judecăți să spună, am dreptate, chiar și atunci când experiența următoare o contrazice cu totul. Critica sau pedeapsa nemeritată vor rămâne și vor repeta același scenariu la nesfârșit, deși în următorul compartiment o altă energie își va exprima punctul de vedere în legătură cu o răsplată meritată. Poți intra cu ușurință în legătură cu aceste energii reținute. Stai un moment singur, cu tine însuți, într-o încăpere liniștită. Respiră ușor, fără a schimba ritmul respirației. Observă doar cursul ei liniștit. Nu merge mai departe până când respirația ta nu devine ușoară și ritmică. Când devine așa, încearcă să-ți amintești un incident extrem de neplăcut din trecut, unul care implică emoții negative, puternice, precum rușina, umilința sau vinovăția.
Să spunem că ai fost prins trișând la un examen. Nu contează dacă incidentul a fost mic sau serios, ci dacă a fost urmat de o emoție de durată. Adu-ți în minte imaginea vie a acelui incident și încearcă să retrăiești sentimentele care l-au însoțit. Acum, observă-ți respirația. Nu mai este atât de ușoară. În funcție de tipul de emoție pe care o chemi în amintire, respirația ta va deveni inegală și superficială. S-ar putea chiar să gâfii sau să-ți ții respirația. Aceste schimbări arată faptul că respirația este o oglindă a procesului de gândire și în special a oricărei emoții reamintite. Experimentez trei comportamente despre care am mai vorbit. Amintire, energie și atașare. Când toate aceste trei se unesc, obții începutul unei subpersonalități. Toate subpersonalitățile vor același lucru, să se exprime prin tine. Copilul care plânge, copilul singur, adolescentul frustrat, îndrăgostitul plin de speranțe, cel ce muncește cu ambiție, toți vor să prindă viață prin tine. Și așa și fac într-un anumit fel. Nici o personalitate nu își găsește vreodată împlinirea completă de una singură, prin urmare fiecare trebuie să facă larmă pentru a-și găsi un loc sub soare sau în întunericul umbrei. Conflictul ce apare este cel care face ca viața omului să fie atât de ambiguă, atât de plină de lumină și de întuneric. Magul trăiește însă doar în lumină. Asemenea unui copil, magul nu-și reține energia, eliberându-și toate atașamentele memoriei ce alimentează războiul lăuntric. Magul a trecut dincolo de personalitate pentru a locui în conștiința pură. Calea ce ne duce de la starea de muritor la starea de mag poate părea misterioasă, dar de fapt este complet naturală. Nu este nevoie decât de acel echilibru pe care cursul vieții este perfect capabil să-l păstreze. Există multe căi de a-i elibera vechile energii. Una dintre cele mai puternice este de a recunoaște pur și simplu că ele există. În loc să negi faptul că simți rușinea sau vina, de pildă, privește la tine însuși și spuneți: mă simt astfel. Deseori acest moment de conștientizare de sine este de ajuns, deoarece, în ultimă instanță, prin tăgăduirea ta, toate energiile sunt prinse ca într-o capcană. Depășește tăgăduirea și jumătatea din bătălie e câștigată. Recunoașterea este o formă de acceptare de sine. Nu trebuie să spui: este în regulă dacă simt rușine sau vinovăție, pentru că, de fapt, tu vrei să scapi de aceste energii, nu să le perpetuezi. Dar este bine dacă spui: am aceste sentimente, ele sunt reale. Una dintre cele mai eficiente tehnici pentru a depăși tăgăduirea este încă o dată folosirea respirației. Stai jos într-o căpere liniștită și relaxează-te. Trage acum aer în piept, cum vrei, superficial, profund, apoi expiră-l firesc. Nu impune niciun ritm sau efort, doar respiră. S-ar putea să-ți dai seama că oftezi sau gâfâi. Este în regulă. Acum inspiră încă o dată și lasă din nou aerul să iasă. Fără a-l forța sau a-l reține. În timp ce continui să respiri astfel, lasă orice emoție sau imagine care îți vine în minte să se ridice la suprafață. Acest proces poate fi ajutat dacă îți concentrezi atenția asupra inimii și asupra oricărei alte părți a trupului, unde simți ceva. Unele locuri ale corpului, ale trupului, sunt strâns legate cu emoțiile. Pe măsură ce continui acest exercițiu, energiile tale reținute vor începe să curgă în afară. Simptomele acestei descărcări ar putea include amintiri, umbre de sentimente sau chiar exprimări puternice ale emoțiilor, precum plânsul. Dacă sentimentele devin prea puternice, oprește exercițiul și odihnește-te cu ochii închiși timp de 5 minute. Mulți oameni au atât de multă energie depozitată încât adorm imediat când practică acest fel de respirație. Este semnul unei profunde oboseli reținute care se eliberează din corpul tău. Dacă nu simți nicio eliberare de energie sub forma pe care ți-am descris-o, înseamnă că îți folosești mintea pentru a o reține.
Mintea poate fi depășită prin schimbarea ușoară a respirației. Încearcă să gâfâi destul de repede. Respirația aceasta rapidă de suprafață, ritmică, va distrage mintea conștientă și va lăsa energiile să se scurgă dincolo de ea. Poți practica acest gen de respirație timp de un minut sau două, nu mai mult, pentru că eliberarea energiilor poate deveni lesne prea puternică. Acest exercițiu poate fi repetat pentru a da afară vechile energii reținute, dar este de asemenea foarte folositor pentru a învăța să te descarci de orice emoție sau sentiment nou pe care vrei să-l scoți în afară. La fel ca oricare altă trăsătura a ta, umbra vrea să se exprime și să devină liberă. Iar primul pas constă în a găsi o cale naturală, confortabilă de eliberare a energiilor negative și de a nu le ține depozitate în cavernele ascunse ale minții.